Tema de astăzi, meditația de astăzi se încadrează în ciclul acela pe care l-am început și anume Fiul lui David și tratează complexul de situație prin care a trebuit să treacă David, omul după inima lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu de a-i forma caracterul ca un om special ales de Dumnezeu pentru sine. Foarte, foarte ciudat este faptul că Dumnezeu a îngăduit în viața lui David momente de teamă, groază și fugă. De ce a avut nevoie David de așa ceva? De ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta? Este o problemă, un mare semn de întrebare. Și coincide cu nevoia noastră de a răspunde la următoarea întrebare. Eu sau tu? Când ajungi la momente de limită, unde fugi? Unde te refugiezi? La cine? Știu că răspunsul nostru automat este la Dumnezeu. Este un răspuns pe care noi l-am învățat și îl oferim foarte rapid. Dar la Dumnezeu cum? Veți observa că în Sfânta Scriptură sunt două momente de fugă a lui David, în care odată David fuge la Samuel, la Rama, și a doua oară fuge la Nob, la cetatea preoțească. Amândouă momentele de fugă a lui David sunt momente de fugă creștină, adică prima dată a fugit la profet, a doua oară a fugit la preot. Amândouă situațiile sunt canonice. De amândouă dățile David a fugit la Dumnezeu. Rezultatele diferă dramatic. Și tu și cu mine putem să fugim la Dumnezeu ca și David, cu rezultate diferite. Și uneori ne întrebăm, bine, Doamne, de ce sunt rezultatele așa? Pentru că eu de fiecare dată am alergat unde trebuie. Odată la proroc, odată la pastor, odată la prezbiter, odată, eu știu, la casa de rugăciune, am alergat unde trebuie. Vă invit în dimineața asta scurt să încercăm să analizăm diferența. Să vedem ce se întâmplă. S-ar putea întâmpla să ne ajute. Adică, poate că voi face o diferență atunci când îmi aleg drumurile mele. Bine ați venit, bine ați venit în dimineața asta înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să ne cerceteze Cuvântul și Duhul Sfânt. Aș dori să fie o binecuvântare în momentele astea de studiu, atât pentru cei ai bisericii, cât mai ales pentru oaspeți. Și aș dori ca muzica să completeze hotărârile pe care le vom lua în cadrul închinării noastre. Pentru că momentul ăsta este un moment de hotărâre, în care fiecare dintre noi sunt chemați să ia decizii. Și închinarea să nu fie doar o închinare emoțională, ci să fie o închinare decizională pentru viețile noastre. Să ne ajute Domnul să fim mai aproape de El. Deci, vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 19, de la versetul 18 la 24, e primul tablou la care vă voi invita să rămânem.
Fraților, încă o dată, contextul. Saul este hotărât să-l omoare pe David. David nu mai are nicio șansă în fața autorității lui Saul. Nu numai că Saul îndreaptă sulița către David, nu numai că aruncă sulița și David se poate feri, dar de data aceasta Saul își trimite trupele ca să-l ridice pe David de acasă, din patul lui de unde dormea, de lângă Mical. Mical fiind fiica lui Saul, soția lui David, la data aceasta. Oamenii respectivi erau niște sicari, adică nu erau neapărat armată sau trupe regulate. Zice aici, a trimis niște oameni să-l pândească și să-l omoare dimineața. Erau ucigași plătiți. David ajunge, iertați-mă, Saul ajunge să se comporte murdar. Murdar de tot. Cu puțin înainte, nu știu ce se întâmplă, dar David este în, cum să spun, David este acceptat de Saul. Nu trece mult când David salvează națiunea în războiul cu filistenii. Nu trece mult și David este generele împăratului. Nu este mult. Și Saul ajunge aici. Vreau să vă întreb, e creștin Saul? Este sau nu? De ce îngăduie Dumnezeu lucruri de felul ăsta? Lucrurile se complică. Dumnezeu l-a lepădat pe Saul, dar Dumnezeu nu l înlătură pe Saul. De ce îl mai ții, Doamne, pe tron? De ce nu-i rup picioarele? Spuneți-mi, de ce îl mai ține Dumnezeu? De ce îl mai ține? Face Saul vreun serviciu poporului? Este în avantajul poporului ca Saul să mai rămână pe tron? Nu. Dumnezeu a pregătit și înlocuitorul. Înlocuitorul era acolo, era David, era uns. Spuneam de mai multe ori, ani de zile poporul lui Dumnezeu are doi unși în tabără. Saul și David. Doi unși. Situația este paradoxală. Mă opresc. Se întâmplă treaba asta și în biserica ta? Se întâmplă? Se întâmplă să vezi că lucruri de care nu te-ai gândit niciodată că se pot întâmpla, se întâmplă? Îți pui problema, Doamne, dar de ce îngădui? Din ce în ce mai mult în ultimul timp îmi pun și eu întrebarea aceasta, Doamne, de ce îngădui? Ți-o pui și tu? Ne aflăm cumva într-un timp de cernere și de zguduire a bisericii? Se afla poporul lui Dumnezeu în timpul acela într-un timp de zguduire? Ce soluție are Dumnezeu în situația asta? Te-ai gândit vreodată să pleci din biserică? În sabatul acesta nu vom vorbi despre asta, dar știți că puțin mai târziu David se va gândi să plece din biserică? Știți că se va gândi?
Atât de rău era în cadrul poporului, încât s-a hotărât să plece din biserică. Unde s-a dus? La filisteni. Vom vorbi despre asta în întâlnirea noastră viitoare. Dar doar așa, ca să preîntâmpinăm subiectul acesta, te-ai gândit vreodată să pleci din biserică pentru că uite ce se întâmplă în biserică, în stânga și în dreapta? Te-ai gândit? Mi-a plăcut tare mult când zilele trecute am văzut o predică cu titlul Doamne, unde să ne ducem? Și știți care era răspunsul? Tema era o temă în legătură cu a doua venire a lui Iisus Hristos. Doamne, unde să ne ducem? Și ideea era, când pe pământul ăsta nu mai este niciun loc pentru poporul lui Dumnezeu, va veni Iisus Hristos, îl ia acasă. În momentul în care te gândești că n-ai unde să te duci, să știi că va veni Iisus Hristos să te ia acasă. Să știi că îți va pregăti Iisus Hristos un loc. Mă întorc la situația noastră. Versetul 23. Saul s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Saul și-a văzut de drum, prorocind, până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. Am lângă mine, cu mine, cartea Patriarhi și Profeții, auziți ce zice aici. Saul a profetizat despre venirea lui Mesia ca mântuitor al omenirii. Sosind la locuința profetului în Rama și-a scos de pe el haina care îi trăda funcția, mantia pe care avea însemnele regale și a rămas sub influența Duhului lui Dumnezeu toată ziua și toată noaptea în fața lui Samuel și a ucenicilor lui sau a fiilor profeților. Știm că Duhul lui Dumnezeu îl părăsise, așa e? Fusese luat în stăpânire de alt duh. Asta era situația generală a lui Saul. Întrebare. Păi, dacă tot te-a părăsit Duhul Domnului și dacă tot ești în stăpânirea unui alt duh, de ce Duhul Sfânt îl ia în stăpânire acum? Care-i rostul? De ce? Poftim? Spunea, Saul trebuia să se decidă. Mulțumesc. Mai are cineva un alt gând? Încă mai era speranță, poftiți? Saul mai putea să mai facă lucrare. Fiți atenți, de asemenea, tot în Cartea Patriarhi și Profeți, la capitolul David ca fugar, apare această idee. David s-a lăsat pradă duhului rău care îl stăpânea. Iertați-mă, Saul, mulțumesc. Mulțumesc. Saul s-a lăsat pradă duhului rău care îl stăpânea. Cu alte cuvinte, încetase să se mai lupte. Cu alte cuvinte, putea încă să mai reziste. Cu alte cuvinte, nu fusese luat în total captiv, în captivitate de duhul cel rău. Abandonase lupta. De ce abandonăm lupta prea repede? De ce ne dăm bătuți? De ce? De ce nu mai putem? Izbucnirile astea de furie care apar în Saul și care uneori ne sunt caracteristice și nouă. Izbucniri de mânie, de furie. Țineți minte cum zicem noi? Mi-a sărit sandăra, siguranța. Ceva s-a întâmplat. Mi-a sărit.
Problema e de ce lași să-ți sară, că fiți atenți, niciodată nu-ți sare siguranța dacă nu o lași. Niciodată. Suntem mulți în situația asta? Suntem mulți? Supără-mă, dar numai până la un punct. Să nu mă super dincolo de asta. Că dacă mă super dincolo de asta, ce? Ce? Nu mai lupt cu Duhul rău? Asta se întâmplă? Dacă mă super mai mult de atât, nu mai lupt cu Duhul rău? Asta s-a întâmplat la Saul. Tensiunea, stresul, problemele împărăției, războaiele, nemulțumirile, spiritul său care încerca și el să audă o vorbă bună, să audă un cuvânt de apreciere ca să-i cadă bine, să stea și el liniștit. Sufletul lui care altfel avea invidie destul de multă în el, tocmai datorită neliniștii sale sufletești și datorită frustrărilor sale. E justificată poziția lui Saul, nu? Dacă ai fi în locul lui, nu ți-ar sări și ție țandăra să fii în locul lui? Ai putea face față? Și dintr-o dată îl ia în stăpânire Duhului Dumnezeu. De ce? Fraților, neliniștea unui suflet hăituit și bântuit este rezultatul prezenței unei vieți neconsacrate. Deci sufletul hăituit, nemulțumit, fără bucurie, o viață neconsacrată. Uneori zicem, asta e viața, n-avem altfel cum. Și probabil că Saul ajunsese la concluzia că asta e situația. Și dintr-o dată vine Dumnezeu și arată o altă situație. Îi arată altceva. Și îi arată momentul în care Saul devine plin de bucurie. Duhul Sfânt este asupra lui. Trăiește o zi și o noapte în condiții cerești. Vreau să vă întreb. E fericit Saul? Îi place lui Saul? E bucuros Saul, da sau nu? Da! În condițiile astea, o zi și o noapte trăiește și respiră atmosfera cerului. Este ca și cum Dumnezeu i-ar spune, Saul, se poate și altfel. Nu vrei așa? Saul, nu vrei așa? Uneori venim la biserică să mai tragem și noi o gură de oxigen. E atât de trist în altă parte și venim la biserică, zicem, este ca și cum Dumnezeu te-ar întreba, Valentine, nu vrei să trăiești așa? Nu vrei să trăiești așa? Și mâine? Nu vrei să trăiești așa și luni? Nu vrei să trăiești așa tot timpul? Dacă l-ai fi întrebat pe Saul în momentul ăla, Saul, ai vrea să trăiești așa? Ce-ar fi răspuns Saul? Să știți că nu suntem noi mai deștepți ca Saul. Uneori Saul e mai deștept ca noi. Și-ar fi răspuns cam ca noi, sau poate ceva mai ciudat ca noi și a zis, mi-ar conveni și mie, dar cine poate? Aș vrea și eu să pot. Aici, la Samuel, totul e în regulă, aici e doar cu Domnul, dar pe mine mă așteaptă, ce mă așteaptă? Împărăția, problemele, serviciu, mă așteaptă, uite că nu mă lasă în pace, dușmanii și așa mai departe, războaiele, păi poți să trăiești așa? Răspundeți, poți? Poți sau nu? Vă aduceți aminte când Saul a luat jertfa și a adus jertfă?
Era aceeași problemă. Poți să trăiești ca Samuel sau ca Saul. Cum vrei să trăiești? Saul a adus jertfă pentru că a zis nu se mai poate. Și la o jumătate de oră a apărut Samuel. Și Samuel l-a întrebat, Saul, ce ai câștigat? De ce n-ai mai putut o jumătate de oră? De ce n-ai mai putut să stai? Păi da, ție-ți convine că ești preot, tu altă treabă, e profet, altă treabă n-ai la tine, tu n-ai povara împărăției pe umerii tăi, tu n-ai serviciu, tu n-ai... Ce faci toată ziua? Ce faci toată ziua? Tu cânti și predici. Toată ziua. Dar eu? Fraților, felul ăsta de a gândi ne sapă groapa. Pentru că Dumnezeu vrea să spună tu poți trăi așa. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Omul este binecuvântat sau nu. Munca poate să fie binecuvântată sau poate să fie goală, să fie seacă. Ce vrei? Muncă binecuvântată sau vrei munca aia care te uzează și te termină? Spune-mi ce alegi. Vrei viața binecuvântată sau viața nebinecuvântată? Cum vrei să o trăiești? Mă doare foarte mult când descoper că Saul, când a plecat de la Rama, s-a întors înapoi la Duhul cel Rău. Mă doare foarte mult lucrul ăsta și îmi dau seama că noi avem probleme legate de deciziile noastre. Noi nu luăm decizii pe termen lung. Noi spunem acum că sunt în biserică, sunt cu Duhul lui Dumnezeu, dar după ce ieșim de pe ușile alea și intrăm pe stradă, alt vânt adie prin sufletul nostru. Noi trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta și trebuie acum, aici, să luăm o decizie, să nu mai lăsăm ca altcineva să ia în posesie viața noastră. Chiar dacă ar trebui să luptăm cu toată ființa noastră împotriva celorlalte influențe. Vreau să vă întreb, vreți asta? Decizia asta trebuie să se ia acum, în momentul ăsta cât stăm pe scaune, pentru că atunci când vom ieși afară va fi târziu. De asta a lăsat Duhul Sfânt să mai fie încă o ocazie de felul ăsta în viața lui Saul. Saul, nu-ți place să trăiești așa? Haide! În fiecare sabat, în fiecare săptămână, Dumnezeu ni se adresează în felul ăsta. În fiecare săptămână. Vă dați seama de câte ori? Și vă dați seama de câte ori noi ratăm decizia asta pe termen lung. Că omul care este acum îmbrăcat frumos și așa mai departe pe scaun și plin de har și plin de cuvinte frumoase, dacă îl întâlnești luni, Doamne ferește să îl întâlnești joi, că e distanța mai mare, e altul. A doua întrebare care vreau să o pun înaintea dumneavoastră. Totuși, câtă putere are Dumnezeu? Adică, mă tot uit la Samuel. Samuel este un fel... El locuiește la Rama, acolo nu are întărituri, nu e apărat de nu știu ce. Dar școala profetică de la Rama este o școală care este apărată de Duhul lui Dumnezeu. Este ca și cum Dumnezeu ar fi așezat în jurul lui Samuel niște fortificații pe care nu le putea trece nimeni. Vă rog să observați versetul 20. Saul a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroci care proroceau cu Samuel în frunte. Le-au văzut de departe. Era câmp deschis. Oamenii ăștia puteau să intre, să năvălească, să-i facă praf, să-l ia pe David și să plece mai departe. Că erau oamenii ăia de care spuneam mai departe că au fost puși să-l ucidă pe David. Erau sicari, erau ucigași plătiți, erau oameni fără scrupule. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul și...
Uneori mă așteptam să zic așa, a venit peste trimișul lui Saul și i-a culcat la pământ. Cum s-a întâmplat în grădina Ghețeman, știți? Ceata aia de derbedei cu ciomage și cu săbii, când a vrut să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos, a fost culcată la pământ de un înger al Domnului. Mă așteptam să se întâmple treaba asta și aici, să vină și Dumnezeu să-i culce la pământ. Dumnezeu a făcut ceva mult mai bun pentru ei și stau și mă gândesc, Doamne, de ce ai făcut un lucru bun pentru ei? Că ăștia nu merită. Ăștia meritau să fie culcați la pământ. De ce ai făcut să prorocească, Doamne? Vedeți cum lucrează Dumnezeu, că de-aia zice să biruiți răul prin bine. Nu faci nimic dacă înainte să-ți dea el o palmă, îi dai tu o palmă lui ca să te aperi. Nu se întâmplă nimic dacă faci așa. Dacă îl poți face să prorocească, asta da. Fă-l pe vrăjmașul tău să prorocească. Adică să laude numele Domnului. Poți? Poți? Dar te întreb, poți? Amin, amin, dar poți? Și Dumnezeu zice în Matei 5, știi cum poți? Întoarce și obrazul celălalt și va proroci. Că n-am mai văzut pe cineva întorcând obrazul până în ziua de azi. N-am mai văzut. A văzut pe oameni strângând din pumni, zbierând, țipând, sărându-le țandăra sau siguranța. De asta a văzut, nicio problemă. Dar n-am mai văzut niciodată pe cineva întorcând obrazul sau mergând cu el 2000. Mergi cu el 2000 și în mila a doua va începe să prorocească. Cu alte cuvinte, în mila a doua va putea să înceapă să lucreze Dumnezeu în viața lui. Nu în prima milă. În prima milă Dumnezeu nu poate lucra. Dumnezeu poate lucra abia în mila a doua. Dumnezeu nu poate lucra dacă îți dă o palmă și strângi din dinți. Dumnezeu va putea lucra dacă întorci obrazul celălalt și îl dezarmezi și atunci începe să lucreze el. Crezi că poți să faci pe cineva să prorocească? Observați cât de puternic e Duhul Sfânt. Face niște ucigași plătiți să se poarte ca niște sfinți. Observați cât de puternic e Duhul Sfânt. Samuel n-are nevoie să-l apere nimeni. Dar chiar nimeni. În fața Duhului Sfânt, cele mai mari motive strategice cad. Oamenii cei mai hotărâți din punct de vedere al lumii acesteia uită toată strategia pe care doreau să o aplice. Saul, care vine în momentul acela ca împărat și aștepta ca toată lumea să se încline în fața lui și să facă ceea ce el poruncește, Saul își scoate mantia. Dă la o parte însemnele regale. Stă înaintea lui Samuel, mulțumesc, stă înaintea lui Samuel arătând că în prezența lui Dumnezeu el nu mai este rege, el este un om ca și ceilalți și are nevoie de mântuire și are nevoie de Duhul Sfânt și în momentul acela cere din partea lui Dumnezeu asta. Cine l-a făcut pe Saul să-și dea coroana jos? Vedeți câtă putere are Duhul Sfânt. Cine vreți să apere Biserica lui Dumnezeu? Cine vreți să o apere? Uneori o apăr eu, alteori o aper tu. Strigăm, țipăm în apărarea Bisericii. Duhul Sfânt este singurul care poate să apere biserica asta. Nu este altcineva. Numai că
Duhul Sfânt se va duce acasă la Samuel. Țineți cont. Duhul Sfânt se va duce acasă la Samuel. Cine e acasă la mine? E Samuel? Cine e acasă la tine? E Samuel? Și acum în încheiere, frații mei, pentru că aș lăsa subiectul acesta cu dumneavoastră pentru meditație. În capitolul 21, Saul este din nou urmărit de moarte de Saul. Și de dat, David este urmărit de moarte de Saul, da? Și de data aceasta, David fuge la Nob. Mă întorc în 1 Samuel 20 cu 18 și citesc. David s-a dus la Samuel, la Rama și a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Dau foaia la 1 Samuel 21 și citesc. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec și nu i-a spus nimic din ceea ce i se întâmplase, ba mai mult l-a mințit. Este prima minciună din viața lui David. Întrebarea este de ce? Ce se întâmplă? Este prima fisură din caracterul integru al lui David. Cu consecințe teribile pe care le știți, nu mai avem timp să le discutăm, le vom vorbi data viitoare. Dar sunt consecințe teribile. Dar nu mi-e milă atât de mult de consecințele legate de preoții din cetatea lui Nob, cetatea Nob, care au fost toți uciși. Nu de asta mi-e milă, deși și aici merită să-ți fie milă. Dar mi-e milă de David, care din momentul acesta va prezenta fisuri din ce în ce mai mari în caracterul lui. Și întrebarea mea este, cu care aș dori să închei studiul acesta, provocarea din dimineața asta. De ce apare fisura asta? Din ce cauză? De ce își permite... De ce își permite David să mintă? Mă puteți ajuta? Frica. Mulțumesc. De frică. E un motiv suficient? Da sau nu? Și noi mințim de frică, sigur că da. De frică că te prinde aeresul. Nu? Minți sau nu? De frică că te prinde poliția. Minți sau nu? De ce n-ai centură de siguranță? Te-a prins... Păi să vedeți că... De ce ai mers cu o viteză prea mare? Păi să vedeți că mergeam la spital, la cineva, în urgență. De frică, bun, mulțumesc. Alte motive? Nu se mai încredea în Dumnezeu. Dar în cine? De ce nu l-a luat David pe Duhul Sfânt să-l apere și de data asta? Știți că textul spune că Duhul Sfânt a rămas cu David. Vă aduceți aminte, da? Așa zice. În momentul în care David a fost uns ca împărat, 1 Samuel 16 zice, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. A rămas cu David. De ce nu l-a luat cu el? Toate faptele de arme ale lui David nu sunt făcute de mușchii lui David, să fie foarte limpede. Sunt făcute de Duhul Sfânt care era cu David. De ce nu l-a luat cu David, cu el acum? Frații mei,
un singur lucru e mai mare decât toate. Sunt o mulțime de justificări sau de explicații ale momentului, dar una e extraordinară. David fusese salvat de cine? Cu o noapte înainte. De Mical. Îl scosese pe geam. Mical, când au venit asasinii, ce a făcut? A mințit. Ăsta era strategia casei lui Saul. Politică, dragii mei, politică. Politica ce înseamnă? Minciună și forță. Acestea sunt cele două lucruri prin care politica se impune. Manipulare și forță, ca să nu zicem minciună. Manipulare și forță. Încet, încet, David începe să învețe ceva la curtea lui Saul. Ceva urât. Urât. Știți ce a făcut Saul lui David? David a venit și a spus, uite, Dumnezeu ne-a ajutat să îl biruim pe egiptean, pe Goliat. Și Saul i-a zis, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Tu crezi că așa? L-ai nimerit și tu odată din greșeală că ai aruncat o piatră. Aici trebuie strategie. Aici trebuie înțelepciune, trebuie braț puternic care să lovească în stânga și în dreapta. Adică cum Saul, a doua oară Dumnezeu nu va mai lucra la fel? Nu. A doua oară trebuie să pui tu mâna. Și probabil că prima dată nu l-a crezut. Probabil că nici a doua oară nu l-a crezut. Probabil că nici a treia oară nu l-a crezut. Dar când Mical l-a scăpat pe geam, a văzut că, într-adevăr, uite că mai trebuie să fie și Mical la lucru. Și de aici încolo, ceva apare în sufletul lui care îi spune că va trebui să se încreadă în oameni. Și în timp ce nu se încrede în oameni pentru că lui preotului de la Nob nu îi spune nimic, pentru că nu se încrede în oameni, se încrede în cine? În El. Vă rog frumos să vă gândiți la aspectul ăsta. Am ajuns să nu ne mai încredem în nimeni din jurul nostru, nici măcar când facem rugăciunea. Adică ne teamă că ceilalți ne vor bârfi, ne teamă că ceilalți vor râde de noi. Nu ne putem vărsa sufletul cum și-a vărsat David sufletul înaintea lui Samuel. Nu o facem pentru că ne teamă de oameni. Când ți-e teamă de oameni, în cine a rămas să-ți mai pui încrederea? În tine. Și te încrezi în tine. Și crezi că tu rezolvi și te zbați ca peștele pe uscat. Și Dumnezeu de asta vrea să ne scape. Să ne mai zbatem ca peștele pe uscat. În dimineața asta vreau să vă invit, dragii mei, să ne predăm sufletul înaintea lui Dumnezeu și să luăm cu noi Duhul Sfânt pentru ca să rezolve problemele împărăției lui Dumnezeu în viața noastră. Să rezolve și problemele noastre din viața noastră. Să ne facă Dumnezeu să nu mai renunțăm la Duhul Sfânt niciodată. Niciodată. Pentru că ori de câte ori renunțăm la Duhul Sfânt, rezultatul va fi cetatea Nob. Cu victime colaterale. Cu o fugă nesfârșită. Pentru că după ce a fugit de la cetatea Nob, că n-a fost destul, a terminat fugind la filisteni, la Achish. La Achish. Dacă te încrezi în tine, te așteaptă o viață de fugă, în care vei încerca să driblezi pe toată lumea. Și în final, vei descoperi că n-ai putut să scapi de nimeni.
Cu gândul acesta vă invit la rugăciune, rămânând ca în întâlnirea noastră viitoare să continuăm dezbaterea acestui caz, prin care să înțelegem, să ne înțelegem pe noi înșine. Vă invit să ne rugăm și să cerem prezența Duhului Sfânt asupra vieții noastre. Vă invit să ne ridicăm. Tatăl nostru, ne-am ridicat pentru ca să-și cerem încă o dată un singur lucru. Un singur lucru care ne este suficient, și anume persoana și lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în biserică și în viața noastră individuală. Amin. Te rugăm să ne ierți ori de câte ori am întristat Duhul Tău cel Sfânt prin faptul că ne-am încrezut în noi. Ori de câte ori, din teamă, din rușine, din mândrie, din gelozie, din egoism sau din oricare altă justificare, n-am cerut prezența Ta, te rugăm să ne ierți. Ori de câte ori am obținut o biruință prin propria noastră putere, te rugăm să ne ierți și pentru biruința aceasta. Pentru că ajungem la concluzia că a fost de fapt o mare înfrângere. Înțelegem că fără Tine nu avem nimic decât înfrângeri adunate de peste tot în viața noastră. Deschide-ne ochii, Doamne. Pentru ca să înțelegem că avem un singur loc unde viața noastră se poate vindeca, și anume acolo, împreună cu profetul Tău și cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, dacă suntem în situația lui Saul, vreunul dintre noi, te rugăm frumos, ajută-ne să dăm la o parte mantia regală. Lucrurile care ne fac să nu stăm în prezența Ta. Fă, Doamne, să dăm la o parte povara pe care o ducem, acea povară a împărăției lumii noastre, care ne face să venim din când în când la Tine și apoi să fugim din nou tot la ale noastre. Doamne, ajută-ne să le dăm jos pe ale noastre și să rămânem împreună cu Tine, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să rezolvăm și problemele pământești și cele cerești. Ne predăm în mâna Ta, Părinte. Dacă suntem ca David, ajută-ne, Părinte, să nu ne fie frică de oameni, să nu fugim la alții decât la profetul Tău și la Duhul Tău cel Sfânt. Fă, Doamne, să fugim întotdeauna la Rama. Niciodată la Nob și niciodată cu dispoziția sufletească a lui David când s-a dus la Nob. Ferește-ne, Doamne, ca lumea asta să ne învețe ceva. Ajută-ne să înțelegem că n-avem nimic de învățat de la această lume. Fă să învățăm doar de la Tine. În numele Domnului Iisus. Amin.